Tragedie pe drumul județean 705 între Gelmar și Gioagiu noaptea trecută. Vă avertizăm că urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. Cinci tineri și-au pierdut viața în urma unui cumplit accident rutier după ce șoferul, în vârstă de 22 de ani din Gioagiu, a pierdut controlul volanului și a intrat într-un cap de pod. În accident a fost implicat și un biciclist. Din primele cercetări, polițiștii sosiți la fața locului au stabilit faptul că cel aflat la volan, un tânăr în vârstă de 22 de ani din orașul Gioagiu, a pierdut controlul direcției de mers și a lovit un parapet al podului peste râul Mureș. Din păcate, în urma impactului, toți cei 5 ocupanți ai autoturismului respectiv, conducătorul auto și cei 4 pasageri și-au pierdut viața. De asemenea, în urma acestui eveniment rutier a fost rănit și un minor în vârstă de 15 ani care se deplasa pe drumul public în calitate de biciclist. În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs acest eveniment rutier și a luat măsurile care se impun. Ajunși la locul accidentului, pompierii detașamentului Orăștie au acționat cu două echipaje de intervenție și unul de prim ajutor, iar la fața locului au fost direcționate și echipaje de poliție, jandarmi și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Hunedoara.